Sunt Radu Mariș și vă spun bun găsit la emisiunea În Lumina Cuvântului. Și în această emisiune continuăm incursiunea noastră într-o carte deosebită a Noului Testament, Epistola către Filipeni, scrisă de Apostolul Pavel. În ziua de astăzi ne vom opri la capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 8. Este pasajul pe care îl vom citi și îl vom avea în atenție și în discuție. Iar uh, invitatul emisiunii este Gabi Floruț, pe care îl salut și îi spun bun venit la emisiune. Bine, v-am regăsit! Avem uh, o bine. tematică, zic eu, foarte frumoasă, foarte practică și foarte biblică, în uh, privința modului în care poate să fie biruit stresul. Uh, înainte de a discuta despre problema aceasta, cred că e bine să citim Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că. Eu consider că și la problema aceasta Dumnezeu are o soluție. Chiar dacă nu găsim nicăieri în Biblie cuvântul stres, este atât de actual și trăim vremuri foarte stresante. De aceea, cred că pasajul acesta este foarte binevenit pentru vremea aceasta, ca de altfel pentru orice împrejurare. Să ascultăm mai întâi citirea cuvântului care spune așa. Bucurați-vă! totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cererele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească, este cuvântul pe care îl vom avea în atenție în această emisiune. Aș pleca, aș porni de la următoarea întrebare. Având în vedere că epistola către Filipeni este o epistolă care pune foarte mare accent pe bucurie, și uh, tematica aceasta se regăsește în fiecare capitol. În capitolul 4, din nou, Apostolul Pavel se întoarce la tematica bucuriei. Și versetul 4 spune: Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Este posibil ca un om, un om credincios, un om cu teamă de Dumnezeu, să fie totdeauna bucuros în Domnul? dacă Biblia spune să ne bucurăm totdeauna, este absolut posibil să ne bucurăm totdeauna. Însă, vorba lui Napoleon, poate ar trebui să ne definim ce înțelegem prin bucurie. Că oamenii prin bucurie înțeleg adesea o stare de nirvana numai, o stare în care să fie totdeauna cu capul nori, o stare de uh, euforie. Însă cred că bucuria în Domnul presupune și o stare de uh, fericire, de împlinire, de bucurie, de euforie. Dar în același timp Biblia spune bucurați-vă în necazuri. Asta înseamnă că poți să fii bucuros chiar când se a murit, poate cineva drag știind că uh, ești în mâna lui Dumnezeu, că nimic n-a scăpat de sub control, că Dumnezeu nu dă cu zarul și ai acea certitudine, acel imbold al credinței în care pur și simplu știi că Dumnezeu știe ce face și a toate cu un scop. De aceea creștinul poate să se bucure pentru că știe că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În, în, sensul acesta, bucuria totdeauna în Dumnezeu nu înseamnă neapărat zâmbet, care presupune, evident, dar bucuria în Domnul înseamnă că în orice circunstanță, indiferent cât de tragic ar fi, indiferent cât de grozav ar fi, am certitudinea că Domnul îmi ține spatele, că Domnul este de partea mea. Și aș mai adăuga și aș spune că Același Iisus Hristos care a spus să nu prea curvești, a spus să nu te îngrijorezi. Același Iisus care a spus să nu ucizi, a spus oamenilor nu vă temeți. Cu alte cuvinte, și aceasta este o poruncă la fel de adevărată și la fel de validă pentru noi ca și porunca să nu, să nu minți. Probabil este una dintre cele mai încălcate porunci pe care le încălcăm astăzi, și anume să nu ne îngrijorăm, ci să ne bucurăm totdeauna. Însă cred că Oamenii Dumnezeu trebuie să ajungă la acel nivel spiritual în care să spună nimic nu mă poate clinti de pe care lui Dumnezeu, nici sabia, nici necazul, nici lipsa de foame, nici de îmbrăcăminte. E întotdeauna, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Și Dumnezeu vrea ca astfel de oameni să fim. Să avem acea bucurie interioară în inima noastră, indiferent de circumstanță, știind că nu suntem singuri pe mușuroiul lumii acesteia, ci suntem oameni care avem o nădejde. Uh, viața multor oameni este lină de anxietate, de stres, depresiune și pentru mulți oameni viața este ceva care trebuie să suporte, trebuie să rabde, n-ai -ai ce face, n-ai altă alternativă. Nu știu câți oameni ar putea să spună că pentru ei viața așa cum este ea, la pachet, cu tot ce implică viața, este un motiv de bucurie. Mai degrabă, așa cum spuneam și mă repet, este ceva care trebuie efectiv să-l suporți. N-ai o, o, altă variantă. Este foarte adevărat. Pentru, pentru cei mai mulți așa. Și pentru asta oamenii încearcă să apeleze la distracțiile lumii ca să mai scape pentru o zi în weekend de tot stresul care l-a avut o săptămână întreagă. Însă pentru cei care cunosc pe Domnul Isus, cei care au o relație vie cu Dumnezeu, cei care îl cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal, viața aceasta nu este o viață în care trebuie suportată uh, cu stoicism, ci trebuie să fie o viață în care să ne bucurăm mm. în toate acestea. Și lucrul acesta este posibil doar dacă îl cunoști pe Isus Hristos ca mântuitor personal. Când un om îl cunoaște pe Isus Hristos într-un mod personal, omul acesta poate să treacă biruitor prin toate Încercările. Dar mai mult, Biblia spune că în împărăția Dumnezeu trebuie să trecem prin multe încercări. Iar dacă Dumnezeu ne le dă la pachet și încercările, că Dumnezeu cunoaște totul dinainte. Dumnezeu pentru un om care este a lui. Dumnezeu găsește mijlocul prin care să suporte sau să treacă prin încercare. De deci, aceea bucuria putem să o avem și în mijlocul stresului și în mijlocul anxietății pentru că știm că Dumnezeu este cel care ne ține spatele. Însă când nu-L ai pe Dumnezeu, când ai un sprijin, când ai o proptă, când ai pe ce să te bazezi, o făgăduință, o promisiune a lui Dumnezeu, pur și simplu ești dezolat. Și în mijlocul dezolării ajungi să, să vorbești și nu trebuie să vorbești, ajungi să faci fapte necugetate și unii oameni ajung chiar la suicid. Tocmai datorită faptului că nu-L cunosc pe Cel care este tăria, tăria noastră, care este stânca noastră. De aceea este posibil într-o viață plină de stres să te bazezi pe cineva care spune nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și noi trebuie să credem lucrul acesta, că Cel care ne-a format în pântecele cele mai noastre și care știa toate zilele înainte să fi fost vina din ele, este cel care a spus de la nașterea ta și până, și până a tale, vreau să te port pe umăr și vreau să te, să te, port în continuare. Și dacă credem că acest Dumnezeu este credincios, când este un Dumnezeu capricios, ca Dumnezei viacului acestuia, în care acum e mânios, acum are o stare de bucurie și nu te poți lua după ei. Cred că și noi noi ca și oameni al Dumnezeu ne putem baza pe un Dumnezeu care este neschimbător, Dumnezeu care ne iubește necondiționat și care ne-a creat după chipul și asemnarea Lui și ne-a dat pe Hristos să moară pentru noi. Și Biblia spune cum nu ne va da atunci fără plată toate lucrurile? Dacă ne-a dat pe Hristos pentru viața noastră, cu atât mai mult, Dumnezeu ne va da tot ce avem nevoie pentru viața asta, ca să putem să biruim și să nu ne târâm în viața asta, ci să fim ca niște voievozi care să fim mai mult decât biritor prin Isus Hristos. Deci, soluție este să ai o relație specială cu Domnul Isus Hristos, să ai o comuniune vie cu El, să-L iubești pe El, să trăiești cu El, să respiri prezența lui Hristos. Asta te duce biritor prin toate încercările. Pentru mulți dintre noi, parcă este imposibil să se imaginezi o zi fără îngrijorare. Asta și în contextul economic în care ne găsim, noi și, de fapt, toată lumea, a unei crize economice care durează de câțiva ani și ne îngrijorăm cu privire la finanțele noastre, ne îngrijorează familia, ne îngrijorează sănătatea. Sunt atâtea lucruri pentru care ne îngrijorăm în fiecare zi. Mă uit la cuvântul pe care l-am citit pentru emisiunea aceasta și cred că ne aduce înainte. O rețetă, ca să spun așa, pentru biruirea stresului. Iată un cuvânt care de câțiva ani încoace a intrat în vocabularul nostru, chiar al creștinilor. Și spunem lasă-mă în pace, sunt foarte stresat sau umblăm cu tot felul de cutiuțe în poșetă, în mașină care să reducă oarecum nivelul de stres în viața noastră. Întrebarea mea este, cuvântul pe care l-am citit este ceva care funcționează pentru reducerea stresului, sau e doar o teorie care sună frumos, dar care nu dă randament în practică? Dumnezeu niciodată n-a mințit. Dumnezeu este adevărul. Și dacă Dumnezeu a spus, prin Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, să nu ne îngrijorăm de nimic, funcționează. Și în orice lucru să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și pacea lui Dumnezeu în mijlocul stresului și îngrijorărilor poate să pătrundă în inimile noastre în așa fel încât să fim mai mult decât biruitori. Înseamnă că așa este. Cred că Dumnezeu ne-a capacitat pe toți cu facultatea asta de a prevedea lucrurile, însă ca toate facultățile pe care Dumnezeu ne le-a dat și facultatea asta de a prevedea a fost abuzată și a fost pervertită de ce rău, în așa fel încât de a prevedea ceva am ajuns să ne îngrijorăm și să abuzăm lucrul ăsta în așa fel încât oamenii folosesc somnifere. Cel mai vândut medicament la ora actuală pe glob este somniferul. Uh, sunt mai multe spitale de psihiatrie decât de boli fizice. Oamenii se îmbolnăvesc din ce în ce mai mult de, de boli mentale, datorită stresului, datorită fricii. Pe bază de frică oamenii dau în tot felul de boli psihice. Și în astfel de context, Biblia vine și spune, aruncați asupra lui îngrijorările voastre, căci el însuși va purta de grijă. Dacă noi credem că Biblia este o carte pentru o singură generație, înseamnă că problemele cu care s-a confruntat generația din vremea lui Isus sau din vremea uh, marilor oameni sunt problemele cu care ne confruntăm și noi. Și asta înseamnă că dacă Isus a spus să nu vă îngrijorați de ce veți mânca, de ce veți bea, dacă Isus a spus uitați-vă la păsările care uh, nu seceră și nu, nu seamănă și totuși Dumnezeu le poartă de grijă, dacă Isus a spus uitați-vă la crini care nu torc și uitați cum Dumnezeu le îmbracă, cum îmbracă crinii, mai frumos ca și Solomon în toată slava lui, înseamnă că Dumnezeul acesta ne-a lăsat Biblia și nu trebuie să ne îngrijorăm nici măcar în mijlocul economiei, pentru că Dumnezeu este cel care a spus nu vă îngrijorați, uitați te la păsări, uite-te la crini, uite la, la, toată creația care o susțin prin puterea mea. De aceea, cum să ne treacă prin cap că Dumnezeu ne lasă la mijlocul drumului? Dacă El a început în noi această lucrare, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, Biblia îmi spune, nu te îngrijora, aruncă-le asupra mea, aruncă-le, ia jugul meu asupra, asupra ta, spune Biblia. Și să învățăm de la El, să învățăm de la Isus care măcar că era Fiul lui Dumnezeu, a depins 100% de Tată. Ori de câte ori se însera, ieșea afară și se ruga și și aducea cererile și își aducea, uh, uh, pun în ghilimele acum, îngrijorările lui, cererile lui, le aducea înaintea Tatălui și stătea și nopți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca să primească răspuns. Motivul pentru care oamenii stau îngrijorare este pentru că nu se roagă. Rugăciunea ucide stresul. Dacă mă rog înaintea lui Dumnezeu într-un mod eficient, dacă îl cunosc pe Dumnezeu, rugăciunea ucide stresul și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, spune Biblia, îmi va păzi, îmi va, face, îmi va da Dumnezeu gardieni în prejurul minții mele, în așa fel încât, în timp ce oamenii uh, mor, în încolo și încoace, din punct de vedere poate emoțional sau psihic sau financiar, eu să spun, eu pot totul în Hristos, de ce? Eu sunt un om a rugăciunii. De aceea Apostolul Pavel de două ori accentuează și spune, aduceți cerile voastre prin rugăciuni și cereri, să le aduc și cereri și rugăciuni. O rugăciune perpetuă, o rugăciune continuă. Și dacă Dumnezeu nu s-a răspuns pentru prima dată, rogă-te ca Elie până la șapte ori, până vine ploaie. Dacă după șapte ori Dumnezeu nu ți-a răspuns la stresul, la îngrijorarea, la anxietatea ta, să te simți onorat că Dumnezeu te lasă să te lupți în rugăciune ca și Iacov s-a luptat cu o noapte întreagă, s-a luptat cu, cu, Dumnezeu și Dumnezeu a zis, ai biruit în rugăciune, ai biruit în lupta care a avut-o cu mine și l-a făcut prințul lui Dumnezeu. Eu cred că trebuie să dezvoltăm acest spirit de gladiator în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez, până nu dai pacea ta care să pătrundă în oasele mele, în mintea mea, să fiu un om plin de pace și Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Mie mi se pare interesant faptul că subiectul bucuriei este adus încă o dată în imaginea capitolului 4, alături de îngrijorare. Și mă gândesc că unul dintre factorii care fură bucuria din viața unui credincios este tocmai îngrijorarea aceasta pe care o acceptăm, cu care ne frământăm mintea, cum spune Domnul în Evanghelia după Luca. Uh, și de multe ori mergem la casa de rugăciune, mergem la biserică și vedem foarte multe fețe triste, crispate, uh, fără a desconsidera uh, luptele pe care oamenii le au sau uh, fără a gândi rău despre cei care vin la, la serviciile de închinare. Dar uh, mă gândesc la faptul că uh, lăsăm îngrijorarea pe care nu considerăm o problemă așa de mare să ne afecteze într-o așa măsură starea noastră spirituală înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc, nu ar trebui să fim un model uh, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu chiar și în domeniul acesta al încrederii în Dumnezeu pentru ziua de astăzi și pentru ziua de mâine? Marele profet Isaia a atins această problemă și cauza îngrijorărilor noastre nu este alta decât necredința. Ne îngrijorăm pentru că nu credem că Dumnezeu ne numără firele de păr. Dacă noi am crede cu toată inima că Dumnezeul acesta mă iubește atât de mult încât știe dacă am cari în gură sau nu, dacă Dumnezeu știe câte fire de păr am în, în cap, dacă Dumnezeu știe totul tot, tot despre noi, n-ar trebui să ne îngrijorăm. Dar pentru faptul că nu credem în suveranitatea, în providența specifică a lui Dumnezeu, nu credem că suntem iubiți cu adevărat de Dumnezeu, atunci zicem și noi ca și Iacov pentru ce zici tu, Iacove, îl întreabă Dumnezeu? Și pentru ce zici tu, Israele, poporul ales al Dumnezeu? Soarta mea este ascunsă dinaintea lui Dumnezeu și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea lui Dumnezeu. Parcă nu-i corect, Doamne, nu știu de ce ai îngăduit așa. Nu știi, zice Biblia. N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic. Domnul a făcut margine pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Gândurile tale nu sunt gândurile mele. De ce te îngrijorezi? Uite-te la tot ce am creat. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Dar de ce au căzut în leșin? De ce a căzut în îngrijorare și și-a pierdut cumpătul? De ce? Pentru că a zis, soarta mea a ascuns dinainte de Dumnezeu. Cred că Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu mine. Cred că sunt prea păcătos. Cred că Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Când se uită la trecutul meu, Dumnezeu nu, nu, nu mai poate. Și pentru că a lăsat necredința să-i pătrundă în inima lui, a dat leșinul, din punct de vedere uh, figurativ, în el. Dar Biblia spune, flăcăi obosesc”. Și o chiar tinerii se clatine, dar cei ce se încred în Domnul își înăiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu o Cine? Cine crede în Dumnezeu. Dar cine stă în, în îngrijorare, dovedește că nu are credință în Dumnezeu. Dar atunci când crezi în Dumnezeu, te ridici deasupra circumstanțelor și spui, eu pot tot un Hristos care mă întărește. Eu nu mai spun că soarta mea, destinul meu e ascuns. Eu sunt valoros înaintea lui Dumnezeu. De ce? Nu pentru că sunt grozav, ci pentru că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru mine. De ce? Pentru că mi-am recunoscut păcatul, pentru că sângele lui m-a curățit de orice păcat. Dumnezeu nu poate să mă lase la mijlocul drumului. Dumnezeu este gata să meargă cu mine până la sfârșit. De aceea mă încred în El. Și n-am să cedez. Am să lupt pentru familia mea. Am să lupt pentru comunitatea în care m-a pus Dumnezeu. Am să lupt pentru școală, am să lupt pentru locul meu de muncă. Am să lupt de ce? Domnul este de partea mea. Și cred că astăzi trebuie să, 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 ne rugăm ca să ne mărească Dumnezeu credința. Eu cred că sursa îngrijorării este necredința pură. Aceasta a fost cauza pentru care Adam și Eva au căzut. Nu l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Au crezut că Dumnezeu le ascunde ceva. Și astăzi sunt foarte mulți oameni care nu-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt. De aceea stau blocați în îndoială și blocați în necredință. Apostolul spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul la singular, care e necredința, care ne înfășoară așa de ușor, așa de ușor, pătrun de parcă, să le dăm la o parte și să ne uităm la Isus, care nu s-a îndoit de Tatăl și Dumnezeu poate să ne ajute la lucrul acesta. Am citit faptul că s-au făcut anumite studii cu privire la îngrijorările oamenilor și s-a tras următoarea concluzie că 40% din îngrijorările pe care oamenii le au nu se materializează niciodată. 30% din îngrijorări sunt cu privire la trecut, adică nu mai pot schimba. 12% din îngrijorări sunt îngrijorări degeaba cu privire la sănătate. Ne gândim că ne îmbolnăvim, dacă ceva ne doare, imediat tragem concluzii foarte radicale 10% sunt îngrijorări cu privire la lucruri mărunte. Și oamenii aceștia au tras concluzia că doar 8% din îngrijorările pe care noi le avem sunt legitime cu privire la treburi serioase. Mă gândesc oare îngrijorarea aceasta? Citeai cuvântul din Isaia unde chiar latura fizică este afectată din pricina îngrijorării. Uh, e o risipă de energie, e o risipă de creativitate. Uneori parcă suntem atât de creativi în a ne îngrijora. Diavolul este tatăl minciunii. Așa i-a biruit pe primii oameni. Și așa a biruit și biruiește pe planeta asta. Diavolul aduce frică. Da, dacă, da, dacă, da, dacă. Așa că 92% își pun întrebări și trăiesc în tot felul de frici și în ipohondrii că da, dacă o să are cancer, dar dacă nu o Da, 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 dacă. Dar oare chiar a zis Dumnezeu? Da, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Observați îndoiala asta și, și frica. Și 92% din, din gândurile care le avem și din fricile care le avem nu se întâmplă niciodată. Dar pur și simplu diavolul a pus cătuși. Problema cum birui în frica? Biblia spune adevărul te face liber. Trebuie să revin apoi la scriptură, trebuie să fiu un student al scripturilor, trebuie să las psihologia la o parte și trebuie să las psianaliza, trebuie să las toate și să vin și să mă cufund în Cuvântul lui Dumnezeu. Să spun, dacă Dumnezeu a zis, eu cred și așa rămâne. Și Cuvântul lui Dumnezeu. Gândește-te numai la faptul că aceeași gură care a spus să fie lumină, aceeași gură a rostit cuvintele astea în scriptură. Și dacă eu cred Cuvântul lui Dumnezeu, îl cred pe Cuvânt pe Dumnezeu care nu minte, adevărul acela mă eliberează. Dar când cred mai mult gândirea mea, în loc să-mi un în loc ca să spun, așa cum spunea Solomon, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe mintea sau pe înțelepciunea ta. Dar când crezi mai mult în înțelepciunea ta, pur și simplu rămâi paralizat. Însă Dumnezeu nu vrea să fim creștini paralizați din punct de vedere spiritual, mental sau fizic. Dumnezeu vrea să fim plini de putere și plini de tărie. Și pentru asta trebuie să biruiesc minciuna acum, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu, să le iau în stăpânire prin credință. De aceea trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi o credință din inimă. Doamne, am o credință, poate intelectuală, da, cred că există Dumnezeu, dar nu mi-a pătruns uh, uh, sufletul și inima mea. Dă-mi o credință în inimă, în așa fel încât să fiu liber. Și atunci, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vine și ne ia în stăpânire mintea. Când? După ce m-am rugat, după ce mi-am mărturisit păcatele, după ce am o viață curată, după ce l-am pe Iisus în inima mea. De aceea încurajez pe toți ascultătorii postului Credo TV. Dacă trăiesc în păcate conștiente în viața lor, să spună, Doamne Iisuse, iartă-mă, Doamne, vin în inima mea, Doamne, curățește-mă de orice nelegiuire, Tu e sfânt, Doamne, Doamne, pătrunde în inima mea, cred că sângele Tău mă curăță de orice păcat și în momentul în care te pocăiește, căiește, te întorci de la păcat și îl vrei pe Iisus, Dumnezeu vine și dă întunericul la o parte și vine lumina peste viața ta și pacea lui Dumnezeu inundă în viețile noastre și ne face oameni liberi, oameni din ruine, Dumnezeu ne ridică și ne face să zburăm ca vulturi și Domnul vrea să fim așa ceva. Domnul nu vrea creștin uh, uh, apăsați și în depresie. Este o recomandare proastă a Evangheliei, cum spunea Martin Louis Jones. Hmm. Oamenii de Dumnezeu trebuie să fie oameni plini de putere. Dumnezeu dorește asta, pentru că ne-a dat Duhul Sfânt. Mă gândesc la faptul că mass media este plină de cazuri de abandon familial, uh, părinți care își neglijează copiii și mame, tați care își abandonează copiii în uh, diferite situații. De ce spun lucrul acesta? Cred că Dumnezeu nu poate fi acuzat niciodată de abandon familial. Adică, Dumnezeu nu-și abandonează copiii. Este o promisiune în Evrei, capitolul 13, spune: Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. De fapt, se pare că în limba greacă, cuvântul nici de cum apare de trei ori. Uh, nici de cum, nici de cum, nici de cum nu te voi părăsi. Deci, iată. O afirmație întreită în acel verset din așa, Evrei. Așa este. Vă dați seama dacă am crede lucrul ăsta din toate inima, am fi dinamite. Dar atâta timp cât încă credem tot felul de uh, logici de astea, așa încurcate și le ducem, le răstărmăcim și da, dacă și pe unde și cum și de ce și pur și simplu te epuizează din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual și devii un creștin, așa răblăgit. Un creștin, așa în care cum ești, capă pământ, fie oarecum, hei, nu, 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 creștinii trebuie să aibă speranțe. Mă gândesc la un verset din Sfânta Scriptură, din Cartea Timotei, este singurul verset, cel puțin din Noul Testament, în care ni se spune că Dumnezeul nostru, și chiar expresia asta, este fericit. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Și dacă vorbea de tată, fiu, că tata nu-și abandonează fiul. Dacă eu sunt copil al lui Dumnezeu și Dumnezeul meu este fericit, eu am natura lui Dumnezeu în viața mea și Dumnezeu mă cheamă să împărtășesc natura lui în așa fel încât oamenii să spună, oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu să spună, are ceva special în el. Uite, și lui a murit cineva drag, dar omul ăsta, ăsta, omul să rămâne tare. Și el trece prin tragedii. Și el are în familie poate pe cineva care are scleroză în plăci, dar uite-te cum omul ăsta are credință în Dumnezeu, are voioșie. De ce? Nu pentru că el e mai grozav, ci pentru că a cunoscut pe sursa vieții, pe Isus Hristos. Și Biblia spune, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dacă noi credem în Dumnezeu, indiferent de falimentul și de hău în care am căzut, Dumnezeu spune, îți dau viață, nu te îngrijora de nimic, eu sunt cu tine. Dumnezeu vrea să-l credem și, fără credință, spune Biblia, este cu neputință să fim plăcuți de Dumnezeu. Dar dacă-l credem pe Isus Hristos, suntem giganți spirituali. Aș merge un pas mai departe. Am subliniat oarecum, așa, un prim pas, nu vă îngrijorați de nimic. Și interesant că, imediat după porunca aceasta, că nu e doar o sugestie, o recomandare. Dacă vrei, te îngrijorezi, dacă vezi că nu reușești, tu ai voie. Deci e un imperativ. Este un lucru care se cere de la fiecare. Nu vă îngrijorați de nimic. Este latura negativă. E o negație. Ce să nu faci? Dar imediat apare latura pozitivă. Uh, și spune aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Nu te îngrijora și a anticipat lucrul acesta spunând mai degrabă roagă Rugăciunea ucide stresul. Rugăciunea eficientă ucide stresul. Ce nu vă îngrijorați de nimic. Și aș accentua aici faptul că atunci când Duhul Sfânt spune de nimic, e chiar de nimic. De exemplu, Doamne, am nevoie de o pereche de pantofi. Da, Biblia spune nu te îngrijora, roagă-te, lucrează, dar nu te îngrijora. Deci nu e doar la chestii de uh, căsătorie, uh, uh. chestii de alegerea uh, locului de muncă sau. Uh, nu, nu, zice de nimic, cu atât mai mult acolo, da? Dar dacă zice Biblia de nimic. Deci pentru mine asta este un, este un pasaj în care Dumnezeu uh, pur și simplu trădează dragostea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îți interesat în cele mai mici detalii. În cele mai mici detalii. De nimic. Nici măcar de nota de la teză. Da. Nici măcar de nimic. fă tu partea ta. Dar nu te îngrijora de absolut nimic. Dumnezeu nu vrea să aibă copii stresați. Dumnezeu nu vrea să aibă copii stresați. De nimic, spune Biblia. Ci mai bine, cum a spus, mai bine, rogăte. Și așa cum uh, deja s-a spus, uh, spune rogăte, te aduce cereri. Da? Ad, de două ori, practic, repete ideea de rugăciune în acest verset. Cu alte cuvinte, mai bine roagă de două ori decât să stresezi odată. Spunea cineva, dacă încetezi să te mai îngrijorezi, îți dai seama cât timp liber ai? Hmm. Dar folosește timpul acela liber rugându-te înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam la o împrejurare în Evanghelia după Luca când Domnul a mers în casa lui Iair și fetița era moartă. Însă Domnul a contrazis atitudinea oamenilor de acolo din casă. Însă oamenii când au ajuns Iair și Domnul îi spuneau lui Iair fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Uh, Mi se pare că uneori avem și noi această atitudine, avem impresia că dacă ne rugăm, îl supărăm pe Domnul, sau îl dacă, deranjăm. Sau poate dacă ne rugăm de mai multe ori tot da, în același da, domeniu. Da. Uh, nu, mai, nu mai deranja, nu mai, nu mai supăra pe învățătorul că e prea târziu. Uh, avem impresia că uneori e prea târziu și pentru Dumnezeu să mai facă ceva. Sau nu mai supăra pe învățătorul că problema ta e prea minoră. Uh, Nu-l deranja pe Dumnezeu cu mărunțișurile tale. Dar exact cum, de exemplu, noi ca părinți, când vine copilașul și băiatul, fata și ne abordează cu o chestiune extrem de minoră. Tocmai pentru că iubești copilul acela, îi acorzi atenție, chiar dacă pentru tine ca adult, ca om matur, este lipsită de semnificație problema aceea, tocmai pentru că vine copilul tău, îi acorzi atenție pentru că îl iubești. Așa este. Dumnezeul nostru este un Tată bun. Noi avem rugăciunea Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Dacă El este Tată, atunci noi suntem copii ale Dumnezeu. Însă, așa cum a spus diavolul neminte, minte, spune, n-are rost să mai vii cu aceeași problemă. De exemplu, sunt oameni care se, se luptă în tot felul de obsesii ale minților și se, se îngrijorează. Sau sunt oameni care se luptă cu obiceiuri păcătoase și vin poate cu același obicei, poate de mai multe ori înainte de Dumnezeu. Vreau să spun acestor oameni, indiferent, indiferent de câte ori ai căzut într-un păcat, dacă, dacă, ai căzut de o mie de ori, de o mie de ori, ridică-te și vină înaintea Dumnezeu. De o mie de ori, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Nu spune, gata, Dumnezeu a terminat cu mine. Luptă-te înaintea lui Dumnezeu. Și vei vedea că doar după, după, bătălie vei câștiga războiul. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci este să te retragi, să te izolezi. Asta vrea diavolul. Să te izolezi într-un loc, să stai și să, să nu mai faci nimic. Imaginați, de exemplu, următorul lucru. Ești într-o cursă de raliuri, și uh, în timp ce mergi pe pistă, uh, vine adversarul tău și îți aruncă noroi pe parbriz. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci este să pui frână, să te retragi și să stai acolo. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să înțelegi, în primul rând, că ești pe un drum bun. Și faptul că ți-a aruncat noroi înseamnă că uh, ești pe un drum bun. Și, doi, la mână, al doilea lucru care trebuie să-l faci este să dai drumul la ștergătoare și la apă. Și în timp ce mergi, să ștergi parbrizul și să mergi în continuare. Cu alte cuvinte, când diavolul te lovește, când diavolul aduce tot felul de uh, gânduri, poate, mizerabile, când aduce tot felul de, de uh, nenorociri și Dumnezeu, în suveranitatea lui, le poate îngădui. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci este să te ceri cu Dumnezeu. Dar cel mai bun lucru care să-l faci este să spui ca și eu, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat și să iei promisiunile lui Dumnezeu să spui, Doamne, tu ești în control, Doamne, nicio o pasăre nu cade fără voia ta, cu atât mai mult, Doamne, tot ce mi s-a întâmplat, Doamne, este în mâna ta, Doamne, știu că mi-e greu și, și nu vreau să uh, par triumfalist, dar cred că creștinii, oamenii lui Dumnezeu trec prin valea umbrei morții, trec prin uh, lucruri grele și trec prin momente în care Așa cum spunea Isaia, Sionul zicea, m-a părăsit Dumnezeu, nu mă mai iubește Dumnezeu. Trec prin momentele acestea. Dar Biblia spune așa, dar poate oare mamă să-și uite copilul și chiar dacă o mamă și-ar uita copilul, eu cu niciun timp nu te voi părăsi. Chiar dacă crezi în mintea ta că Dumnezeu te-a părăsit, de fapt asta e în mintea ta. Îți vei da seama mai târziu ce nebun gigantic ai fost, cum spunea Spurgeon odată. Ce nebun gigantic ai fost când ai spus lucrurile acestea, că Dumnezeu ți-a ținut spatele și când tu ai crezut că El nu ți-a ținut spatele. Și îți vei da seama atunci că chiar nu trebuie să te îngrijorezi de absolut nimic. De aceea lupte în rugăciune, chiar că e greu, chiar că e apăsătoare problema. Stai înaintea lui Dumnezeu și vorba de Spurgeon. În, îngroapă ți îngrijorările tale în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Botează-le, bagă-le în pământ. Spune, Doamne, aici să rămâne, Doamne. Eu cred în Isus Hristos, cred în puterea cuvântului tău. Nu mă mai îngrijorez de nimic. Mă gândesc la Luther. Luther uh, vorbea foarte, îi plăcea să vorbească despre păsări, despre crin, să nu te îngrijorezi. Uite-te la păsări, uite-te la crin, ce frumos că Dumnezeu le poartă de grijă. Și când ajungea el în situații de anxietate, de îngrijorare, că era predispus la așa ceva, era invidios. Pe se uita la păsări și era invidios pe ele. Se uita la crin, se uita la natură și era invidios iar De ce nu poate să fie continuu ca și o pasăre. Dar ce făcea? Se lupta înaintea lui Dumnezeu. Mai avea și un ajutor potrivit care știa să-l încurajeze. Și Dumnezeu îți dă mișloacele harului în așa fel încât atunci când ești parcă la nivelul zero, dintr-o dată Dumnezeu îți dă o gură de oxigen și spui, aici e harul Dumnezeu, aici e mira lui Dumnezeu și merge în continuare. Mă rog ca Dumnezeu să încurajeze prin cuvintele astea pe toți ascultătorii care sunt în apăsări în, în stări de, de, de apăsarea celui rău și să crească Dumnezeu îi de partea ta și când nu crezi că el e de partea ta, să crezi că Dumnezeu e acolo și sport de grijă. De fapt, vrem să vă spunem tuturor celor care ne urmăriți că nu există problemă prea mare pentru puterea lui Dumnezeu, dar nu există nici problemă prea mică care să nu-l intereseze. Citeam odată o descoperire, ca să spun așa, o concluzie pe care a tras o companie de asigurări care au ajuns la concluzia că oamenii care merg cel puțin o dată pe săptămână la o casă de rugăciune, la o biserică, trăiesc în medie cu 5,7 ani mai mult decât cei care nu merg și nu frecventează în mod regulat o casă de rugăciune. Și mă gândesc la faptul că îngrijorarea de fapt ne distruge chiar sistemul nervos, nervos ne distruge fizic și iată nu doar spiritual ne afectează, ne mănâncă și anii. Hmm. Nu era o companie creștină erau, să spunem așa, o companie laică care a tras concluzia că le face bine oamenilor să meargă să se roage înaintea lui Dumnezeu pentru că îngrijorarea trebuie înlocuită cu rugăciunea. Și pentru că oarecum timpul ne presează, că el își face cursul lui, aș merge un pas mai departe. Deci, spune Apostolul Pavel, nu vă îngrijorați! Pasul numărul 1, pasul numărul 2 rugați-vă. Dar pe lângă a nu te îngrijora și a te ruga, este ca și cum ai pune ceva deasupra. Zice în versetul 6, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Exact despre ce vorbeam. Atunci când vii cu cereri și deja mulțumești anticipat, tu crezi. Crezi că Dumnezeu ți-a luat în seamă rugăciunea? Și mare lucru să, să te roși cu credință, în așa fel încât să-ți spui, Doamne, încredințezi îngrijorarea asta în mână ta și îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-a rugat în numele Iisus Hristos, îți mulțumesc că Tu vei interveni la cauza mea. Când îi mulțumești anticipat lui Dumnezeu, după ce ți a adus cererea, Dumnezeu primește rugăciunea ta ca o jertfă plăcută înaintea Lui. Și atunci pacea lui Dumnezeu Pur și simplu te ia în stăpânire. Și nu poți să explici pacea aceea. Și dacă ești numai Dumnezeu și ai experimentat pacea aceea, pur și simplu nici tu nu o înțelegi. Alții din jurul tău nu înțelegi. înțelege. Te vede, zice, de parcă ești, parcă ești în altă lume. De ce? E o pace care întrece orice pricepere. Deci nu se poate spune în cuvinte omenești. Așa onorează Dumnezeu pe oamenii care aruncă asupra lui îngrijorările și se roagă până când simt, până când simt că se roagă, până când rugăciunea lor trece de nivelul tavanului și ajunge în prezența lui Dumnezeu. Consider că mulțumirea este una dintre cele mai sănătoase atitudini pe care un om o poate avea. Pentru că de fapt oamenii care în mod constant sunt nemulțumiți de ceva anume din viața lor, din viața altor oameni, din ce se întâmplă în jurul lor, oamenii aceștia au totdeauna tendința să fie oameni nefericiți. Pentru că nemulțumirea, de fapt, îți fură bucuria din, din viață. Consilierii primaritari spun, nu căutați, spun club cuplurilor, să fiți uh, oameni fericiți, căutați să fiți mulțumiți și atunci veți fi și fericiți. Cât de adevărat e asta? De fapt, fericirea nu e un scop în sine, e un rezultat al unor atitudini și trăiri potrivite. Warren Worsby spunea printre altele. Nu trebuie să căutăm fericirea, trebuie să ne căutăm Stăpânul. Și dacă am găsit pe Stăpânul nostru care este fericit, Dumnezeu ne va da și fericire și ne va da și bucurie. Și pacea lui, ca și un efect dulce al unei rugăciuni ascultate, stăpânește mințile noastre. Și mă gândesc la martiri. Martirii care mureau pentru Dumnezeu, aveau atâta pace, aveau atâta mulțumire, aveau atâta bucurie în inima lor. Erau aruncați la animale și întâmpinau animalele cu cântări. Am citit despre un martir care uh, a fost condamnat prin ardere pe rug și l-a rugat pe judecător să coboare uh, de pe piedestal și să vină să pună mâna pe inima lui. Și, zici, și l a întrebat, ce zici? Simți aici uh, frică? Simți uh, bătăile inimii mele că o iau rasna? Zice, nu. Zice, da, acum pune mâna la tine domn judecător și vezi ce simte inima ta. Cu alte cuvinte voia să spună, uite câtă pace am eu când tu mă condamn. Și ziua următoare când o trebuie să meargă să fie ars pe rug, oamenii încercau să-l trezească că așa buștean a dormit. Pentru că omul acesta avea o pace. Așa e pacea lui Dumnezeu. Știi că în mine te așteaptă moartea, dar pacea lui Dumnezeu te ia în primire. Inima ta nu bate mai tare. De ce? E Dumnezeu de partea ta. Poți să fii amenințat cu scaunul roșit, cum erau creștinii de Dioclețian, sau să pună, să toarne miere pe tine și să lasă viespi să vină asupra ta. Pur și simplu poți să spui, Doamne, eu am pace și în mijlocul necazului. Noi avem o cântare care spune să ai pace. Să ai pace că tu ești fiul de Dumnezeu. Și când cei din jur te vor privi cu pacea ta, îi vei iubi. Fii plin de pace, vei birui. Înseamnă că întotdeauna este ceva pentru care putem fi mulțumitori. Când avem tendința să ne îngrijorăm, poate că ar trebui să ne facem o listă cu acele lucruri pentru care ar trebui să mulțumim. Că există întotdeauna tendința de a ne concentra pe ce nu avem și să uităm atâtea binecuvântări și atâtea lucruri pentru care ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu. De fapt, cred că în viața multora există un joc pe care ei îl joacă la nivelul minții. Ceva de genul următor. Atunci când s-ar întâmpla cu tare lucru, voi avea următoarea atitudine. Planul B. Da. Dacă mi s-ar face o mărire de salar. Atunci aș fi cel mai fericit uh, om din, uh, de pe strada mea sau din orașul acesta. Uh, dacă m-aș căsători cu persoana cu tare, atunci. Deci, totdeauna există o legătură între o condiție pe care omul o face, vis-a-vis -vis de o atitudine pe care crede că ar genera uh, acel lucru pe care l-ar primi. Așa este. Mă gândesc, uh, cineva asemăna îngrijorarea cu un telescop. Și zicea că îngrijorarea este ca și cum te-ai uitat pentru un telescop, dar mai întâi ai suflat și l-ai aburit. Și când te uiți, vezi numai nori. Hmm. Vezi ceață. Nu, vezi numai ceață. Și așa este, când te îngrijorezi, nu mai vezi clar. Dar dacă vii cu îngrijorarea și o aduci înaintea lui Dumnezeu, Doamne, asta e ceața în care mă zbat. Doamne, intervină Tu, Doamne, ai mire de mine, păcătosul, Dumnezeu mă ajută. Și aș mai spune un lucru. Cred că unul din motivele pentru care nu biruim îngrijorarea sau frica, este pentru că nu o vedem ca păcat. Dacă noi am vedea îngrijorarea ca și păcat, ca și, sau frica ca și păcat, Biblia spune afară sunt fricoși. Dacă noi am vedea că frica, ceea care mă paralizează, nu uh, o frică normală, noaptea la două mă duc în pădure, este o frică normală. Dar dacă aș vedea frica și îngrijorarea ca și păcat să spun, Doamne, iartă-mi îngrijorarea mea, Doamne, iartă-mi frica din viața mea, pot să o biruiesc. Dar atâta timp cât nu văd ca și păcat, ci văd ca o chestie normală, nu pot birui, dacă vin și îmi arunc îngrijorarea la picioarele cruciului Hristos și spun Doamne Dumnezeule sunt credințist și Doamne te rog iartă-mă Doamne, Doamne fie pacea ta să mă stăpânească, indiferent Doamne de circunstanță Dumnezeu este acela care mă ia în serios și mă eliberează. Un uh, ultim lucru pe care aș vrea să-l atingem în discuția noastră este versetul 8 unde accentul cade foarte mult pe modul în care gândim. Și cred că nu la întâmplare Apostolul Pavel călăuzit de Duhul lui Dumnezeu aduce în discuție modul de a gândi care trebuie să fie un, într-un anumit fel îl aduce în discuție tocmai în contextul îngrijorării pentru că îngrijorarea vine și dintr-o gândire greșită. Și spune, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Sunt vreo opt lucruri menționate aici, un fel de opt filtre pentru gândirea noastră. Exact cum la mașină avem filtru de ulei, filtru de motorină, avem filtru de polen, avem filtru de. Aer. Deci, iată, cu cât mașina e mai sofisticată, apar tot mai multe filtre care să oprească anumite particule de praf, anumite impurități care ar fi nesănătoase pentru noi. Mă gândesc la faptul că pentru a reduce stresul în viață, e nevoie de o schimbare la nivelul gândirii. Pentru că ne umple mintea cu tot felul de lucruri negative, și atunci ne mirăm că avem o gândire care nu e optimistă, nu avem credință în Dumnezeu și ne cufundăm în mlaștina deznădejdei. Nu cunosc carte mai optimistă decât Biblia. Biblia în dă speranță. Și vreau să vă spun ca o confesiune. Esra care se pare că a scris Psalmul 119 a spus așa, dacă n-ar fi legea ta de mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Și vă spun că este adevărat și în dreptul meu. Dacă n-aș fi făcut din cartea asta, din Sfânta Scriptură, mamă și tată, pâine și apă, consilier, aș fi pierit în, în gândirea mea negativă. Dar dacă mă iau după cuvântul lui Dumnezeu, dacă cred că acest cuvânt este adevărat, atunci tot ce este adevărat trebuie să mă însuflețească și le iau pe Dumnezeu pe cuvânt. Îmi dă speranță. Pot să biruiesc gândirea negativă. De ce? Am un mântuitor care trăiește, e viu, care mă poate controla, care mă poate ajuta și când sunt mlaștina de este cel care se apleacă spre mine cu multă iubire și dragoste și mă scoate de acolo și îmi pune în gură o cântare nouă, mă scoate din, din mocirlă, mă scoate din, din păcat și îmi dă o tare Și Dumnezeu vrea să avem astfel, astfel, o astfel de gândire. Dar o astfel de gândire o am dacă mă expun cuvântul lui Dumnezeu care îmi purifică mintea, îmi filtrează mintea. Și mă gândesc, de exemplu, la John Wesley. John Wesley a fost cunoscut ca omul unei singure cărți. George Miller a citit-o de 100 de ori mă gândesc la Spor, John, de trei ori pe an citea Sfânta Scriptură. Oameni care au avut curaj să înfrunte viața, oameni care au fost lectori, vindecători, doctori de suflete pentru uh, oamenii care s-au confruntat cu probleme. De ce? Pentru că s-au expus cuvântului tău care este adevărul. Cuvântul e adevărul. Mă vindecă, mă, îmi leagă rănile. De aceea încurajez toți ascultătorii să ia Sfânta Scriptură, să ia cartea psalmilor, să ia viața lui Isus Hristos și să spună, Doamne, Dumnezeule, vreau ca tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, să mă sufletească și le găsesc toate aici încapsulate între două coperți negre. Vreau să fie pentru mine viața mea. Cuvântul tău este adevărul. Să nu mai, îmi pun, să nu mai las ca diavolul să-mi să, -mi, să -mi pună în minte gândirea lui Doamne. Doamne, vreau să o pun la o parte, să dau spite la o parte. Cum? Este scris. Este scris. Este scris, a spus Isus când a fost ispitit de cer rău. Dacă ești fiul Dumnezeu, aruncă-te. Este scris să nu ispitești. Întotdeauna a luat o promisiune. Și astfel biruim pe ce rău. Este garantat lucru acesta. biruin. Sunt convins că cei care ne-au urmărit în cadrul acestei emisiuni au de câștigat împlinind gândurile pe care ni le-ai împărtășit și cu această ocazie vreau să-ți mulțumesc pentru prezența la emisiune. Cu toată inima. M-aș îndrepta spre final încă o dată spre cei care urmăresc emisiunea punând așa întrebare ce te îngrijorează pe tine? Te îngrijorează economia, te îngrijorează sănătatea, familia, te îngrijorează lucrurile mari sau lucrurile mici? Care este soluția pe care o vezi la problemele pe care le ai? În finalul acestei misiuni, aș dori să citesc un ultim verset care să ne îndrepte inima spre soluția cea mai potrivită pentru toate îngrijorările noastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Și aruncați asupra lui, adică asupra lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi, amin. Până la următoarea întâlnire, vă doresc să trăiți o viață fără îngrijorări. Aruncați toate îngrijorările asupra Domnului și atunci ne vom bucura fiecare dintre noi de o viață liniștită, o viață pașnică, o viață de bucurie. Lucru pe care oamenii îl doresc, dar îl caută într-o manieră greșită. De aceea, tematica emisiunii este În lumina cuvântului. Și așa, tematică tematica îngrijorării am căutat să o privim în lumina cuvântului. Dumnezeu să ne ajute să trăim așadar în lumina cuvântului său.